Salutare, oameni buni! Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Dr. Chip. În acest clip vreau să vorbesc despre panică, despre prevenirea atacurilor de panică. Atacurile de panică pot să aibă mai multe cauze. Eu aici voi inventaria trei dintre ele. O cauză principală și de care lumea nu este conștientă este o tulburare a funcționării sistemului digestiv, a intestinului. De ce? Deoarece 90% din mediatorii chimici care intervin în stabilirea stării de spirit se produc în intestin. Este vorba despre serotonină, dopamină și GABA. Acești mediatori chimici sunt cei care transmit influxul nervos între neuroni, la nivelul creierului. Iar cei despre care v-am vorbit intervin în acele regiuni din creier care influențează starea de spirit. Astfel încât o tulburare la nivelul intestinului, la nivelul florei microbiene din intestin, face ca acești mediatori chimici să nu se mai sintetizeze. Și deficitul lor duce la aceste tulburări, printre care anxietate, chiar depresie, atacuri de panică. Ce putem face pentru a restabili echilibrul florei microbiene la nivel intestinal? Să se administreze probiotice, ori alimente cu efect probiotic, cum ar fi varza acră, care este foarte bună, sau alte alimente fermentate, cum ar fi murăturile sau chefirul. Sau se pot administra suplimente, deci probiotice sub formă de suplimente, care se găsesc la plafar, se găsesc la farmacie, se găsesc pe net. De asemenea, o altă cauză care poate să ducă la modificarea stării de spirit și la atacuri de panică, despre acestea vorbim acum, este un deficit de vitamina B1. Și pentru corectarea deficitului de vitamină B1, cea mai bună sursă este reprezentată de drojdia inactivă, drojdia nutritivă, care se găsește sub formă de capsule sau sub formă de fulgi. Indiferent de formă, este la fel de eficientă. Deci, consumați drojdie nutritivă pentru a restabili, pentru a reface, pentru a combate deficitul de vitamină B1. Atenție! Deficitul de vitamina B1 poate să fie determinat, produs de un consum exagerat de zahăr, de produse cu zahăr, de produse făinoase rafinate, deci de care conțin făină foarte albă, cum ar fi patiserie, biscuiți, pâinea foarte albă. Pentru că aceasta face să se golească rezervele de vitamina B1 din organism. De asemenea, consumul exagerat de cafea, ceai, alcool poate să ducă la un deficit de vitamina B1 și stresul de asemenea. Stresul la rândul lui singur poate să producă și el atacuri de panică, anxietate, de aceea este bine să îl combatem. În primul rând prin eliminarea surselor de stres. Asta depinde de fiecare ce îi determină stresul. Trebuie evitate clar știrile, pentru că sunt în general știrile acum sunt știri negative, sunt mai senzaționale și atrag mai multă audiență, iar mai ales în această perioadă în care am avut pandemie, acum avem război alături de noi aici, știrile sunt cu atât mai catastrofice și induc o stare de stres. De aceea este bine să fie eliminate și ar fi de preferat să urmăriți la televizor programe de divertisment, comedii, să citiți ceva care să vă relaxeze. De asemenea, foarte bun este ceaiul de roiniță. Roinița este o plantă, se găsește ceai la farmacie, la plafar. Seara la culcare faceți un ceai de roiniță, iar 70% din cei care îl consumă relatează că îi liniștește, le reduce sau chiar face să le dispară stresul. Ceai este inofensiv, deci nu are ce să vă facă rău. Și de asemenea, se poate administra magneziu, care are acțiune de calmare, și de ashwagandha. Ashwagandha este o plantă adaptogenă. Se găsește sub formă de supliment, eu l-am găsit pe net, și care face să se adapteze organismul mai bine și reduce nivelul de stres. O să las în primul comentariu cum se scrie și puteți să-l comandați. Iată deci câteva remedii simple care în niciun caz nu vă fac rău și atâta timp când nu vă fac rău și pot să aducă beneficii, eu zic că merită să le încercați. Închei aici. Dacă vi s-a părut interesant, dați un share să ajungă la cât mai multă lume informația și de asemenea lăsați-mi în comentarii ideile, opiniile, întrebările voastre
Dacă aveți așa ceva, atacuri de panică, anxietate și adoptați unele din măsurile pe care vi le-am prezentat eu aici, spuneți ce rezultate ați avut. Vă mulțumesc și pe data viitoare, la revedere!